În România, să ai copilul grav bolnav înseamnă din start o condamnare. De la o zi la alta, părinții duc o adevărată luptă cu sistemul ca să obțină certificatul de încadrare în grad de handicap pentru proprii copii. Birocrația este la putere atunci când vine vorba de zecile de documente necesare și de orele întregi de stat la cozi pentru niște semnături. Un proces care durează luni întregi și care trebuie reluat an de an doar ca să demonstrezi comisiei de evaluare că nici de data aceasta copilul tău nu s-a vindecat. În astfel de cazuri, sistemul din sănătate este însă cel mai bolnav. Ministrul Sănătății, Florian Bodog, mai are 10 zile la dispoziție pentru a rezolva aceste situații. Să ai copilul bolnav și să fii nevoit să obții certificat de încadrare în grad de handicap este una dintre cele mai grele încercări la care poate fi supus un părinte. Zeci de drumuri pe la diferite instituții, ore întregi de stat la cozi și un teanc de documente semnate, pentru că, de ce nu, birocrația este la putere în România. Primii pași pe care trebuie să-i parcurgă un părinte pentru întocmirea dosarului par simpli la prima vedere, dar tot trebuie să fii înarmat cu răbdare, chiar și atunci când mergi la Xerox pentru o serie de copii după tot felul de acte. Copie după buletinul părinților, certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț, copia certificatului de naștere al copilului, duplicatul documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului, sunt doar primele acte necesare pentru întocmirea dosarului de handicap. Urmează ancheta socială făcută de reprezentanții primăriei. Ancheta socială însemna ca în fiecare an înainte de a merge de la comisie la protecția copilului, cineva, asistentul social respectiv care se ocupa de cazul copilului, trebuia să vină în anchetă socială și să vadă în ce condiții este îngrijit copilul, să vadă în ce, dacă medicamentele se administrează, dacă am grijă de el, dacă e curat în casă, cât trăim și în câți metri pătrați ca să nu fie aglomerație. Apoi urmează un certificat de la medicul de specialitate care atestă faptul că bolnavul nu s-a făcut bine. Un document inutil în cazul celor cu boli care nu se pot vindeca, în cazul celor fără auz sau al celor care au rămas fără un membru. Certificatul trebuie prezentat an de an, deși este evident că mâna sau piciorul nu vor crește la loc, iar auzul nu va reveni, iar bolile incurabile nu vor trece. Chiar dacă în astfel de situații, părinții speră la o minune. Nu facem decât să adun niște dovezi, să demonstrez că boala incurabilă nu s-a vindecat. Pe lângă alte fișe medicale, este nevoie și de o evaluare a psihologului clinician. Nevoia acestea este justificată de specialiști, dar tot din motive birocratice și acest proces a fost îngreunat. Psihologii au de completat în medie câte 6 pagini pentru fiecare copil și, totodată, minorii trebuie să treacă prin niște teste. Sunt prea multe standarde, atât de multe, încât o astfel de evaluare presupune 3-4 ore cel puțin în care ar trebui evaluat copilul. Vorbim de copii cu handicap, care poate nu sunt în stare să stea mai mult de un sfert de oră. Cu atât de multe cerințe, foarte multe cerințe. Ca dosarul să fie cât mai gros, să dea bine la comisie, părinții sunt puși pe drumul pentru încă o semnătură, tot de la psiholog. Ce-i drept? Cel de la școală de data aceasta. Absurditatea este scoasă la iveală din nou. Cu fișa psihopedagogică în mână, adultul tot trebuie să facă rost și de o adeverință școlară să demonstreze că minorul învață în unitatea respectivă. Apoi, în funcție de fiecare sector sau județ, Direcția Generală de Asistență Socială poate să mai ceară și alte documente în copie. Așadar, 10 de documente pentru un singur certificat. În cele din urmă, dosarul ajunge la o comisie de evaluare complexă, unde va trece prin proceduri amănunțite de verificare. Dosarul trebuie depus de părinții copilului sau de reprezentanții legale ai acestuia. Minorul trebuie să fie obligatoriu prezent în fața comisiei, chiar dacă este grav bolnav sau nu se poate deplasa singur. Poate povara nu ar fi atât de grea dacă aceste drumuri nu ar trebui făcute în unele cazuri an de an sau dacă nu ar fi nevoie de atâtea documente, unele dintre ele chiar inutile. Un părinte își petrece aproape jumătate de an alergând după toate documentele necesare pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap. Cursa lor este de foarte multe ori contra cronometru pentru a nu depăși termenul stabilit de comisia de evaluare. Și Ministrul Sănătății trebuie să debirocratizeze sistemul acum tot contra cronometru. Ce se întâmplă acum pe anumite zone în Ministerul Sănătății, cred că ar putea să facă obiectul unor structuri din Ministerul Sănătății. Psihiatrie, hai să spunem 2 săptămâni și un proiect de reducere a birocrației în acest sens.